Trăim într-o societate... Trăim într-o societate în care trebuie să ai grijă ce vorbești, cu cine vorbești și în ce manieră vorbești. Asta chiar și în mediul online, mediu care până nu demult era destul de sigur pentru a face, să zicem, glume un pic mai nesărate sau glume despre fosta iubită. În orice caz, această eră s-a dus pentru că internetul a devenit din ce în ce mai cenzurat și din ce în ce mai controlat de către tot felul de entități care nu au niciun drept să facă acest lucru. Una din aceste entități ar fi Uniunea Europeană, despre care s-a tot discutat în ultimul timp pe baza articolului 13 și articolul 11. A doua entitate care nu ar avea niciun drept să controleze internetul, traficul de informație și felul în care noi ne exprimăm în mediul online este o mișcare ideologică numită pe drept în Statele Unite organizație teroristă. Aici vorbim despre Antifa și de obicei nu doar Antifa participă la cenzurarea internetului și așa mai departe, ci mișcările de stânga. La fel cum la noi există Rezist. În principal partea de Rezist care se află sub comanda lui Mălin Bot și la o comandă a lui de raportare a unui profil care supără, toată armata de oameni nu prea inteligenți, nu prea educați și cu prea puține procese de gândire proprii atacă automat acel profil sau acea pagină și o închid de pe Facebook. Facebook fiind practic cel mai popular site de socializare pe care cu toți îl folosim, mai ales pe teritoriul Uniunii Europene. Totuși, există o oază de lumină. Există cineva în lumea asta care s-a gândit să facă un site de socializare care să nu se supună tuturor acestor reguli absolut cretine despre ce înseamnă a ofensa pe cineva. Acest site de socializare nu are astfel de reguli. Nu poți să fii suspendat sau exclus de pe site-ul de socializare pentru simplul fapt că ai ofensat o persoană sau un grup de persoane spunând o glumă un pic mai deocheată sau oarecum rasistă sau ceva de genul ăsta. Acest site de socializare există, este în funcțiune și se cheamă gab.com. Site-ul este finanțat de către utilizatorii care vor să ajute prin finanțări acest site de socializare pot să-și cumpere o subscripție premium pentru o perioadă de până la 5 ani pe care o plătesc și primesc niște bonusuri mai degrabă simbolice. Acest site, neavând practic publicitate și fiind bazat doar pe socializare și finanțat doar de către utilizatorii care vor să finanțeze acest site. În rest, este absolut gratuit pentru folosire, fără limitații de tot felul care ar putea strica experiența utilizatorilor. Site-ul s-ar putea asemăna foarte mult cu Twitter, în sensul în care poți posta statusuri, poți da like și dislike și spre deosebire de comentariile de pe YouTube, dislike-urile de pe Gab se văd. Dacă dai dislike, acel dislike apare la numărătoare. Nu poți uploada videoclipul, dar poți uploada poze. Videoclipurile de asemenea pot fi încorporate în site direct de pe YouTube. Deci, atunci când pui un videoclip de pe YouTube, acesta va apărea încorporat în timeline și poți da direct play de acolo, fără să te mai duci pe pagina de YouTube sau să deschizi aplicația de YouTube în caz că ești pe telefonul mobil. De asemenea, nu există o aplicație mobilă pentru Gab, dar probabil va apărea în curând. Cândva a existat o aplicație mobilă, dar a fost retrasă de pe Google Store, și în curând, văzând că nu pot să-i convingă să o pună înapoi, Gab a renunțat cu totul la ideea de aplicație mobilă. Cel puțin pentru un moment așa pare. Dar cei care au pornit această rețea socială nu s-au oprit aici.
inventivitatea lor trecând peste orice fel de barieră, aceștia au inventat un nou produs strâns conectat de Gab. Acest produs se cheamă Decenter. Decenter este un plugin pentru browser prin care poți să comentezi absolut oriunde pe internet. Spre exemplu, dacă vrei să lași un comentariu pe pagina www.google.ro, poți face lucrul acesta prin simplul gest de a deschide pluginul Decenter și a scrie comentariul acolo. Bineînțeles, în Decenter te loghezi cu contul de pe Gab. Momentan, totuși, Decenter a fost scos de pe marketul, cel puțin pentru Google Chrome și Mozilla Firefox, tot din aceleași motive, pentru că cică nu ar fi în conformitate cu The Terms of Service, deși eu cred că este un foarte mare bullshit și la mijloc s-ar afla propagandiștii stângii, dar ăsta este un subiect pentru un alt videoclip probabil. Decenter este foarte, foarte interesant pentru că, de exemplu, dacă te afli pe pagina lui Mălin Bot, acolo unde fiecare comentariu trece prin filtrul lui Mălin Bot, el citește fiecare comentariu și aprobă sau dezaprobă anumite comentarii, de-aia n-o să vedeți niciun comentariu de-al meu pe această pagina lui, chiar dacă eu am comentat de câteva ori. Ei bine, dacă sunteți pe site-ul lui Mălin Bot, pe oricare pagină din site-ul lui Mălin Bot, puteți pune comentarii și vor fi tratate separat. Deci dacă ești pe un anumit articol de pe site-ul lui Mălin Bot și postezi un comentariu, oricine va intra pe site-ul lui Mălin Bot la acel articol și va avea Decenter, va vedea o notificare în Decenter care îi spune câte comentarii se află pe acea pagină în Decenter. Poate deschide Decenter, poate să dea like și dislike paginii, poate să citească comentariile, să răspundă, să dea like și dislike comentariilor, exact ca și pe Gab. Dar, dacă nu vreți să instalați un plugin în browser, puteți oricând să intrați pe decenter.com, introduceți linkul căruia vreți să-i comentați și comentați acolo. Toți cei care vor avea Decenter ca plugin vor vedea faptul că există comentariul acolo. De zis ar fi multe. Decenter recent s-a upgradat, acum Decenter suportă și live chat și pop-up pentru live chat ca să se poată deschide într-o fereastră separată, astfel încât dacă Mălin Bot este live pe YouTube, pentru că Decenter poate fi folosit absolut oriunde, dacă Mălin Bot este live pe YouTube și ați fost blocat de el pentru că el face chestiile astea, pentru că el așa crede în democrație, puteți să faceți live chat în Decenter pe baza videoclipului lui Mălin Bot. Și oricine intră pe acel videoclip live al lui Mălin Bot și deschide Decenter pe chat, va putea să vadă discuția de pe chat din Decenter și va putea să se alăture discuției, astfel făcând totul mai frumos și mai distractiv. Acum, de ce este chiar atât de important? De ce fac videoclip despre chestia asta? Pentru că în ultimul timp asta se întâmplă. Facebook cenzurează orice fel de idee politică care iese din limitele turmei, ca să zic așa. Există cineva care a fost suspendat de pe Facebook pentru 7 zile din cauza că a postat un comentariu care nu le-a convenit NPC-urilor. Persoana aceea a spus ceva de genul că repetați ca niște papagali ceea ce spune PNL-ul și aceeași problemă este în fiecare campanie electorală. Practic nu a spus absolut nimic greșit, nimic pentru care să merite suspendare timp de 7 zile. În sensul în care nu mai putea nici să răspundă la mesaje, nici să posteze comentarii, nici să posteze statusuri, absolut nimic. Mă miram de ce timp de o săptămână persoana îmi dădea sin la mesaje. Le trimiteam oricum pentru că era bine să aibă informații acolo, dar totuși am aflat după aia că din cauza faptului că Facebook angajează în general oameni retardați care să se ocupe de moderarea comentariilor, iată că pe partea de limba română Facebook are în lista de angajați simpatizanții ai PNL-ului care sunt dispuși să pedepsească utilizatorii de Facebook care au tupeul, ca să nu zic curajul, de a critica partidul care îl
îl va lua în brațe înapoi pe președinte pentru următoarea campanie electorală. Dar, din nou, am sărit de la subiect. De fapt, aici se încheie subiectul. Nu o să prea am timp să fac videoclipuri pentru că am un program groaznic la muncă, dar nu-i nicio problemă. Am să mă mai întorc din când în când cu câte un videoclip ca să se răscolească toate NPC-urile, să facă scurt circuit, să li se încingă procesoarele alea minuscule și să moară de ciudă Mălin Bot, că deși m-a făcut în tot felul, de la discreerat la dezaxat și la propaganda PSD, eu încă nu mă opresc, pentru că spre deosebire de așteptările sale, eu nu țin la eticheta pe care o am în fața unei armate de NPC-uri care nu sunt în stare nici măcar să gândească pentru ei înșiși. Cu această pledoarie și cu speranța că veți începe să utilizați Dissenter și Gab și vom putea în curând să comunicăm deschis și liber despre problemele României, problemele reale ale României și de ce nu ale vestului, că iată că acest cancer social al stângii se extinde prin toate colțurile Europei și prin Statele Unite ale Americii. Dissenter și Gab sunt șansa noastră pentru o comunicare liberă, lipsită de aceste constrângeri ale societății, și să sperăm că băieții de la Gab nu o să se lase prea curând sau nu o să pice în plasa marketului, ca să zic așa, să-și modifice regulile după cum vrea stânga, pentru că stânga plătește mai bine sau ceva de genul ăsta. Aici închei. Ciao.